Și atunci Dumnezeu, după ce eu crezut că satur numai cu mâncare, dispare mâncarea. De fapt, creația răspunde. Băi, noi ce facem aici? Noi suntem creația răspunde, Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu din creație răspunde la felul nebunesc în care noi o folosim. Toate tulburările planetei, toate tulburările mărilor, toate tulburările oceanilor, toate tulburările pământului, toate instabilitățile, toate tornadele sunt de fapt răspunsuri ale Duhului Lui Dumnezeu din creație la ceea ce noi facem nebunesc cu creația. Și drumul către Betleem este de fapt și un drum prin creație și prin înțelegerea ei. Noi cu cât ne cunoaștem pe noi mai bine începem să cunoaștem și ceea ce este în jurul nostru. Și cu cât avem o cunoaștere a păcatelor noastre, foarte aici trebuie să fim foarte atenți, avem cunoașterea păcatelor noastre și ne dă Dumnezeu înțelegere față de păcatele celui din fața noastră. Sfântul Macare cel Mare este omul sublim al Patericului, în relația dintre el și păcatele celuilalt. Deci este sublim acest om în ceea ce privește, dacă sunt vreo trei instanțe de genul ăsta în care el arată că omul care ajunge să se cunoască pe sine cu adevărat, îi se dă, cum spune Sfântul Isaac, sirul cunoașterea tuturor, devine vindecător pentru toți în jurul lui. Dar trebuie să, tine, trebuie să ți cunoști pe tine, trebuie să-ți cunoști păcatele tale. C Așa zice tot Sfântul Isac Cel mai mare lucru din lume și cea mai mare uh, vedere și cea mai mare virtute și cea mai mare realizare la care poate să ajungă un creștin este vederea propriilor păcate. Și zice, bă, lasă-mă cu chestiile astea, cu oricine poate să zică că sunt desfrânat, că sunt lacom, că sunt păcătos, că sunt, spunem și noi, vai părinte, sunt cel mai mare păcătos din lume. Pe toate le-am făcut. Dar noi nu trăim lucrul ăla că chiar pe toate le am făcut. Nu trăim chestia aceea care zice Sfântul Vasile cel Mare. N-am făcut nimic vrednic în viață, n-am făcut nimic bun în viață. Sfântul Vasile cel Mare trăia cu convingerea că nu a făcut nimic bun în viața lui și făcea numai lucruri bune. Noi asta nu înțelegem. Că asta nu este depresie ceea ce spunem noi, vai că sunt păcătos, vai că n-am făcut nimic bun. În momentul în care chiar trăim lucrul ăla, că sunt ca tina uliților, cum spune profetul David. Noi nu trăim lucrul ăla, noi îi spunem noi la modul de declarat și atunci da, poate să fim depresivi sau deznădăjduiți sau mai știu eu cum, habar n-am, nu știu. Dar Sfântul Macare cel Mare trăia cu convingerea că El este cel mai mare păcătos din lume, și după aceea despre el ce să zice în pateric? S-a făcut Sfântul Macari cel mare om dumnezeiesc. Că precum Dumnezeu acopere toată lumea cu mila lui, așa și Macari cel mare acoperea păcatele tuturor celor din jurul lui. Și pe cele pe care le vedea ca și cum nu le vedea. Și pe cele de care auzea Sfântul Macari cel mare, la că o făcut aia, că o furat celălalt, că l-a lobătut pe el altul prin pustie, că nu știu ce s-a întâmplat, că altul s-a bărfit, că altul s-a furat, că altul s-a denigrat. Pe toate cele ce le auzea, ca și cum nu le auzea. Și Sfântul Macarie cel Mare, de asta este numit om dumnezeiesc, asemănător cu Dumnezeu. L-ați văzut vreodată pe Dumnezeu trăsnind păcătosul? Nu. Adică, Zeus era înfățișat cu un fulger în mână. Adică care era imaginea? Că era și la luminătorul, că era și -a tot puternic. Dar imaginea era că Dumnezeu când ai greșit, pap, te -a articulat. Și te-a articulat în văzut tuturor. O făcut pildă din tine. Dar ați văzut vreodată la Iisus Hristos sau ați văzut vreodată la Dumnezeu? Pa, în zilele noastre, păcătosul fiind și fiind distrus de față cu toată lumea, tocmai ca pildă că el este păcătos? Nu. Sunt un Macare cel mare la fel făcea. Din ce cauză? Cumul omul ăla încă este în viață. Iisus Hristos, chiar și pe cruce fiind, nu și-a permis să mustri pe tălharul care nu a înțeles nimic din taina crucii. O zis numai aspectul pozitiv față de tâlharul ăsta, cunoscător, binecunoscător, tâlharul drept credincios, tâlharul pocăit. Tâlharul cunoscător. Și o zis, frate, adevărat îți spun ție, astăzi ai să fii cu mine în rai. Atât o zis. Dacă ți-a plăcut ceea ce tocmai urmărit și vrei să vezi întreaga emisiune live, trebuie doar să dai un click aici. Dacă vrei să ai acces gratuit la peste 700 de emisiuni live cu mii de întrebări și răspunsuri, Trebuie să apeși aici. Nu uita să te abonezi, să dai un like și să distribui acest material. Doamne ajută și numai bine.